Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în cabinetul în umbră. Luna mai va fi plină de evenimente importante, unele fierbinți, toate ne vor viza și ne vor marca viitorul. De aceea e important să le înțelegem. De asta am invitat în studioul nostru mai mulți invitați ca să descifrăm lucrurile care urmează să se întâmple, să le tălmăcim într-un fel. Este vorba de Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, membru al Consiliului Suprem de Securitate. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara. Adrian Cheptonar, deputat PAS, bună seara. Bună seara. Și Octavian Țicu, ex-deputat, bună seara. Bună seara. Mai târziu se va alătura prin Skype și Vadim Pistrinciuc. O să discutăm și despre situația cu data de 21 mai, acea adunare națională anunțată. Da, iar astăzi am văzut că ne-au cam invadat evenimentele, așa că o să încercăm rapid pe cele la zi să le analizăm și să mergem mai departe spre cele din luna mai. Și o să începem cu această vizită inopinată care a avut loc la Chișinău, care are loc în aceste clipe, practic, la Chișinău, domnul Kuleba, ministrul ucrainean de externe, a venit pe neprins de veste în această seară la Chișinău, a avut deja câteva întâlniri importante, inclusiv cu președinta Maia Sandu, cu premierul Recean și cu ministrul de externe Popescu. Declarațiile care s-au făcut până la această oră sunt destul de seci, nu am putut să extrag lucrurile care se discută pe bune la aceste întâlniri. De asta o să vă rog pe dumneavoastră, domnule Groza, să ne spuneți ce credeți că ar fi de discutat în acest context cu domnul Kuleba și ce ar fi putut determina această vizită. În primul rând, noi avem, evident, o relație specială cu Ucraina și Moldova este cea mai afectată țară după Ucraina din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina. Avem o agendă comună și să ne aducem aminte că Moldova și Ucraina sunt țări candidate pentru a deveni state membre Uniunii Europene și avem și o înțelegere și la nivelul cel mai înalt, chiar cel mai recent vizita președintei la Kiev. Evident că avem foarte multe de discutat. Evident că subiectul de securitate nu poate fi neglijat, probabil că și din declarațiile ministrilor am observat că s-a atras atenția și la acest subiect. Respectiv, nu cred că... Vreau să remarc doar că este prima vizită a ministrului de externe a Ucrainei în Republica Moldova, cel puțin de la începutul acestui război. Și, pe de altă parte, iarăși ați menționat că luna mai pentru Republica Moldova este o zi sau o lună importantă, dar pe 1 iunie avem și summitul Comunității politice europene. Evident că și președintele Zelenski este așteptat la Chișinău ca unul dintre participanții acestui summit. Nu exclus că și vizita ministrului este o vizită într-un fel de a discuta, de a pregăti inclusiv acest aspect, dar nu vreau să intru în speculații. Doar ce vreau să zic că noi avem o relație specială cu Ucraina și avem foarte multe lucruri în comun când vine vorba de obiectivele pe care le-am setat în raport cu Uniunea Europeană, așa că eu cred că este binevenită și nu trebuie să, eu știu, să punem în gură anumite subiecte speculative. Da, că am văzut deja, începe rețelele să apară tot felul de speculații că ar fi legat de Transnistria, că ar fi legat de agenda comună de parcurs european și ar trebui să fie discutat ceva. Trebuie să spunem că tot astăzi la Chișinău mai are loc câteva vizite importante. Este vorba de vizita celor 8 miniștri de externe din cadrul formatului cooperării nordico-baltice. Și acolo, sigur, s-a discutat despre integrarea europeană a Moldovei și am văzut disponibilitatea țărilor de a susține Republica Moldova pe acest parcurs și mă gândeam, poate în legat de aceste vizite la Chișinău a ministrilor de externe, are loc și această vizită a domnului Kuleba, care a fost ținută în secret, ca să zic așa, din motive, într-un fel, de înțeles, de securitate, pentru că se știe că în țara vecină e război. Mergem mai departe.
Am văzut că v-ați supărat azi pe Șor și i-ați retras mandatul. O decizie, cum să vă zic, dacă ne uităm la reacțiile care sunt, ei au anunțat deja că vor contesta la Curtea Constituțională această decizie a Parlamentului. Spuneți-ne dacă, în primul rând, chiar sunt curios dacă acest om, fugar, el a primit salariul de deputat până acum? Din cele ce s-a comunicat, înțeleg că la un moment dat, nu pot să vă spun luna exactă, domnul președinte Igor Grosu a dispus că, bazându-se pe absențele de la serviciu a domnului Șor, să îi fie stopat plata salariului. Deci, din câte înțeleg, Șor de perioadă foarte îndelungată primea 0 lei. De la Parlament la solicitarea, la inițiativa domnului președinte Grosu. Am înțeles. Da, se poate să-i fie retras mandatul așa, ușor, pur și simplu? Cum pur și simplu? Înțelegem de ce a fost. Am văzut explicația că e legată de decizia curții, dar... E o procedură totalmente legală, se retrage de drept, adică în momentul în care este condamnat definitiv și decizia instanței de apel este o hotărâre definitivă, de drept se suspendă, se oprește mandatul, se retrage mandatul și asta este, se face prin decizia Parlamentului, ceea ce noi astăzi am făcut. Desigur, este dreptul personajului respectiv să conteste, orice persoană poate să fac uz de toate drepturile legale de a se adresa instanții de judecată, dar nu pot să vizualizez ce ar putea găsi instanța ca să îl îndreptățească, dar dacă ne aducem aminte și despre reacția lui Șor la momentul când a fost citită sentința, că este condamnat la 15 ani, definitiv, deci domnia sa a reacționat deci foarte... Deci frumos să-i spuneți, domnia sa. Da, ok. Eu o să-i spun așa și când va fi în închisoare, domnia sa va sta după grate, adică okay. Atâta timp cât se va înfăptui justiția... Deci el a reacționat că această decizie va fi anulată imediat ce noi vom răsturna această putere. Da, deci da. Aici vine și leitmotivul de ce Șor depune toate aceste eforturi, de ce s-a implicat atât de hiperactiv, ceea ce socialiștii nu au făcut și noi vedem o tendință de a schimba centrele de dragoste din partea Moscovei dinspre socialiști un pic către Șor, pentru că ăsta, având ce pierde, și-a asumat să procedeze de o manieră totalmente ilegală și nebună, practic, în felul în care el acționează în Republica Moldova și respectiv, la fel, noi asta și-am văzut, dar... Procedura, înțeleg că în loc ar trebui să vină un deputat supleant, da? Sau... Azi a fost o intervenție ilară și tragică și comică a tovarășului Voronin, când el a spus că și cine vine următorul? Da. Vine Vitiuc, la fel un inculpat, cel puțin, după care, dacă n-ar fi Vitiuc și la un moment dat ar fi condamnat și s-ar retrage și lui de drept, cine vine mai departe? Violeta Ivanov, înțeleg că domnul Voronin are anumite amintiri specifice cu doamna Ivanov și cumva ar simți un fel de tragedie personală dacă ar veni, ea l-a trădat și pe
și pe Voronin. Adică eu îi dau dreptate și am răspuns asta într-un interviu pe coridorul Parlamentului până la intrarea în plen, că oricine nu ar veni de la Șor va fi un alt Șor. Adică așa e lista lor. Oamenii se adună între ei, oameni asemănători. Deci Șor nu putea avea oameni calitativi în lista. Da. Mă întrebam acum dacă nu credeți că se creează un precedent periculos, domnule Țicu, pentru că avem situația când, practic pentru o decizie a curții de apel, poate fi demisă o persoană de demnitate publică, iată, după acest șablon care a fost aplicat în cazul Șor. Da, da, decizia a luat-o Parlamentul în ultimă instanță, nu Curtea de Apel. Curtea de Apel și-a făcut datoria... În baza deciziei Curții de Apel, de condamnare. Și în baza deciziei primei instanțe. Deci este deja un circuit care... Dar aici sigur că lucrurile nu sunt simple, dar ajunge cât s-a complicat până acum. Eu îi felicit pe colegii de la PAS și Parlamentul astăzi a luat o decizie foarte importantă. Să știți că... Noi suntem, desigur, o democrație de fațadă în care lucrurile nu contează prea mult din punct de vedere moral. Dar dacă ne raportăm la democrațiile spre care aspirăm, acolo adierile doar de corupție duc în cele din urmă la demisii. Și este o chestiune de principiu în care deputații trebuie să-și asume acest lucru. Din moment ce nu își asumă, pentru că avem un parlament plin de oameni care sunt cu bănuieli de diferite corupții, culoace și spălări de bani, lucrurile sunt mai complicate. Și atunci, sigur că căutăm modalități prin care să îndepărtăm acest rău din Parlament. Parlamentul Republicii Moldova este instanța supremă nu doar din punct de vedere legislativ și a designului politic. El este un loc unde trebuie să vină oameni meritoși. A fost întotdeauna așa, și așa este într-o societate democratică. Noi nu putem să avem un parlament plin cu oameni care au probleme cu justiția pe mai multe aspecte. Ceea ce privește Ilan Șor, lucrurile sunt simple. Din punctul meu de vedere, activismul politic al lui Ilan Șor a început atunci când a început să aibă probleme cu justiția din cauza acestui dosar al miliardului. Și instrumentalizarea lui politică în diferite circunstanțe a fost diversă. Eu vreau să vă aduc aminte momentul în care a fost folosit de Plahotniuc plenar împotriva blocului acum. Deci și în multe alte circunstanțe în care, după care s-a erijat în lider în lupta împotriva parcursului pro-european al Republicii Moldova și pe măsură ce lua amploare această masă de proteste, pe aceeași măsură lua amploare și argumentele că ar fi o victimă a represiunilor politice, așa am spune. Asta din două raționamente. Unul de justificare internă acolo unde se află și probabil caută modalități de a prezenta această condamnare ca o răfuială politică, atât în Israel cât și în Europa. Și în al doilea rând, desigur, pentru propriul său electorat și pentru propriul său partid politic. Felul în care a acționat Ilan Șor până la ora actuală a fost deosebit de spectaculos și câștigurile politice au fost deosebit de relevante. Dacă ne uităm în sondaje, la care mă refer la Orhei, mă refer la dominația care a avut-o, mă refer la faptul că Marina Tauber... fost pe cale să câștige alegeri la Bălți, mă refer la faptul că deja intră în Parlament dintr-o a doua încercare și este vizibil. Deci este o chestiune foarte importantă. S-a rupt coroana vertebrală, acum urmează să mergem mai departe. Chestiunea nu trebuie să se oprească la Ilan Șor, este vorba de întreaga fracțiune, în primul rând, este vorba de întreg partid, pentru că... Nu știu dacă a mai rămas cineva cu imunitatea neridicată de acolo. Asta e și o problemă de lipsă de finalități, pentru că eu am propus încă în 2021. Eu m-am trezit a doua zi cu 500 și ceva de cereri în judecat. Pentru că am cerut la acel moment, sigur că nu erau întrunite condițiile. Acum condițiile sunt întrunite și lucrurile sunt
Evident că ar trebui să intre într-o legalitate specifică unei democrații în care instrumentele de justiție trebuie să-și spună cuvântul. Și asta va fi un indiciu important pentru noi toți și pentru societate. Dacă nu se va reuși acest lucru, lucrurile vor fi tergiversate, vor intra în alegeri, cu șanse foarte mari să intre în diferitele consilii pe care se vor crea la nivel raional și în primării. Și atunci, cu toate această complicație a ceea ce numim noi guvernări hibride. Deci asta este calea spre care mergem, dar atenție, noi n-ar trebui să ne focusăm doar pe Ilan Șor și partidul Șor. Da, da, da. Aici este vorba de întreagă rețea prin care s-a spălat acest miliard, pentru că altfel se va crea impresia că doar Șor este cel vizat, și restul lumii stă la cald. Și cei care au fost prim-ministri, și cei care au fost guvernatori de bancă, și cei care au fost procurori generali, și mulți alții care rețeaua este extrem de extinsă, împotriva lor trebuie să acționăm la fel de ferm. Și asta va da credibilitate. Dacă guvernarea va rămâne axată pe Șor și pe și justiția în general, atunci lucrurile se vor complica, pentru că va fi doar o bătălie politică. Da, întrebarea e când credeți că a intrat Șor în crengătură cu Kremlinul? Că așa se vorbește, când se vorbește despre provocările la adresa Moldovei, provocările rusești la adresa Republicii Moldova, Șor este în prim plan și... Eu vă spun, în primul rând, Șor întotdeauna a avut o relație cu Moscova. Pentru că el a fost ancorat în lumea asta și prin Jasmin. Acolo lucrurile altfel se rezolvă. Relațiile pe care le are în anturajul lui Putin și așa mai departe, deci el cumva a fost acolo întotdeauna, dar este un indiciu foarte interesant care arată această legătură. Decizia pentru sanitaria lor, care au dat acestor firme și acestor companii de export în Rusia, anume care sunt apropiate de Ilan Șor. Și asta a generat, de fapt, radicalizarea lui Igor Dodon. Ca să înțelegeți că, la ora actuală, bătălia pentru simpatia Kremlinului se dispute pe ambele paliere. Deci este, pe de o parte, gruparea Șor cu această creatură politică care au făcut-o și este Igor Dodon cu Partidul Socialiștilor, care au intrat în cărți. Declarațiile tari care le-a făcut Igor Dodon în Găgăuzia și cea legată că vin ai noștri și asta recentă, asta este de fapt o dorință de a reîntra în grațiile Kremlinului și a continua să fie un actor politic. Eu am înțeles că deja reintrarea în grațiile Kremlinului s-ar fi produs și anume prin faptul că Igor Dodon a preluat într-un fel șefia PSRM-ului, despre asta vorbește. Și cei care cunosc anumite detalii spun că în felul ăsta PSRM-ul ar urma să se radicalizeze de aici încolo, cu Țârdea, Odnostalco și așa mai departe. Și la un moment dat scopul sau finalitatea ar urma să fie ca Șor cu PSRM-ul să găsească un punct în care să se unească prin proteste antiguvernamentale și prin destabilizare. Convergența lor va fi în Parlament. Până la Parlament ei își vor da bătăliile. Bine, protestul din 9 mai sau manifestarea din 9 mai cumva va arăta și cantitativ cine contează mai mult. Cine are capacități de mobilizare. Uh-huh. Sub flamura cărui lider vor veni mai mulți și asta va conta, desigur. Dar Moscova este destul de subtilă să aibă în afară de acești doi care sunt compromiși varianta manului lui Ivan Ceban. Da, deci asta este întreaga complexitate a jocului pe care îl face, pentru că rușii dintotdeauna au știut și au găsit aici contextul și oamenii pe care urmează să-i manipuleze și să-i folosească anume pentru că asta va fi marea bătălie, vor fi alegerile acolo unde urna de vot va decide și va conta ce alegem la toamnă. Vreau să dau explicația juridică pe care a dat-o Olesia Stamate, șefa Comisiei Juridice a Parlamentului, care a ținut să precizeze că
legislativul nu a ridicat mandatul lui Șor, ci a constatat încetarea de drept a mandatului și face trimitere la o hotărâre a Curții Constituționale din 2015, care spune că încălcarea condițiilor de eligibilitate după validarea mandatului constituie motiv de incompatibilitate absolută cu calitatea de deputat în Parlament, mandatul urmând a înceta de drept. Unul din criteriile de eligibilitate este lipsa condamnării penale la închisoare. Și îmi citează articolul din Codul Electoral, articolul 13. Domnul Groza, scurt, despre această situație cu Șor și ne ducem spre alegerile din Găgăuzia. Cum o comentați, cum vi se pare legală? Se aplică legea, este decizia curții, este o decizie curții de apel, este una definitivă. După mine este o chestiune de bun simț să înțelegem că persoanele condamnate nu pot reprezenta inclusiv alegătorii săi în Parlament, în instituția legislativă. Deci e o incompatibilitate de bun simț, cum s-ar zice, și pe care a clarificat-o și Curtea Constituțională anterior. Uh-huh. Adică eu nu aș politiza foarte mult acest subiect. Mi se pare o chestiune de normalitate în momentul în care există o sentință definitivă în privința unui deputat, oricare ar fi eu. Da, am mai avut situații de genul ăsta? Nu, este pentru prima dată. Pentru prima dată, da? Da. Vreau să vă zic că trecem la următorul subiect. Vreau să vă zic că eu am fost azi am revenit din Găgăuzia, acolo unde urmează să aibă loc alegeri pentru funcția de pașcan duminică. Chiar am ținut să merg acolo să văd, n-am mai fost de vreo 8 ani în autonomia Găgăuză și am vrut să văd care este pulsul acestei campanii cu câteva zile în preajma acestor alegeri pentru funcția de bașcan. Vreau să vă zic că am întâlnit astăzi altfel de oameni decât am întâlnit acum 8 ani. Oameni pe care războiul din Ucraina i-a trezit. Destul de mulți am găsit pe străzi, pentru că în mare parte am făcut voxurile pe stradă. Și nedumerirea lor și a mea, într-un fel, este legată de faptul că ei sau lor nu li s-a oferit posibilitatea să aibă un candidat pro-european la aceste alegeri pentru funcția de bașcan și există această nedumerire acolo. De ce nu li s-a oferit această șansă din partea partidelor pro-europene, inclusiv din partea PAS-ului? PAS-ul nu are un candidat în aceste alegeri. De ce? Ar fi fost un semnal pentru acești oameni, chiar dacă nu ar fi câștigat. De ce partidul a decis așa? Da, cu regret, noi nu am reușit să, datorită specificului acestei regiuni, noi nu am reușit încă să formăm o organizație bună a Partidului Acțiune și Solidaritate în Găgăuzia. Este regretabil și recunosc că este un eșec al nostru. Și respectiv nu am reușit să identificăm și un candidat care să lupte și să aibă șanse. Și respectiv nu am participat în acest scrutin. Domnul Țicu. Da, e impardonabil. Asta e o chestie care, de fapt, nu e problema doar a PAS-ului. Este o problemă... Dar ceilalți? Că mai sunt partide pro-europene în țara asta. Partidele politice nu își asumă riscuri pentru că, acumulând scoruri derizorii în Găgăuzia, deci pur și simplu te ridicalizezi. Asta este, cred, și gândul care l-au avut cei de la PAS. Dar aici putea fi un joc mai subtil. Putea fi un joc mai subtil în sensul că campaniile electorale pot fi făcute de multe ori de candidați independenți care au susținere atacită anumitor forțe și care sunt oameni în regiunea Găgăuză cu viziuni pro-europene și care pot fi încurajați pe această dimensiune. Dar, desigur, asta... Domnul Bolea, Bolea de la PSRM spunea la emisiunea precedentă, cred că de fapt PAS-ul are un candidat și că ar fi domnul Croitor.
Deși eu am văzut că domnul Croitor v-a criticat, a criticat pasul în zilele astea. Este opinia personajului pe care l-ați nominalizat. Da, nu este adevărat. Cu siguranță nu am auzit acest nume niciodată fiind vorbit în echipa noastră. De fapt, din toată această construcție a acestor 8 candidați, sunt 2 oameni care, mai mult sau mai puțin, ar reprezenta o anumită puncte de legătură, așa să spunem, de comunicare. Deci este Formuzal și Croitor. Ambei cu trecut politic și ambei care sunt politicieni. Deci, în rest, este o isterie putinistă pe care o vedem în regiunea Găgăuză, care a amplificat toată gama de argumente pe care noi le vedem de 200 de ani. Deci, imaginați-vă Dudoglu, care a fost deputat la PD, ies să-și spune că țarul Rusiei le-a dat pământ și rușii au oprit vărsarea de sânge în 90. Deci este o chestiune care te dezarmează efectiv, dincolo de alții care, deci retorica și această bătălie în interiorul PSRM-ului asupra... Sigur că trebuie de luat în considerare mutațiile care se produc în regiunea respectivă. Din punctul meu de vedere, ca un om care am răscolit toată această regiune în diferite circunstanțe și am avut dialog cu mulți dintre ei, și vorbitori de limbă română inclusiv, sunt instituțiile statului român care își fac meserie acolo și lucrul ăsta este un lucru benefic. Doar că partidele politice pro-europene nu știu să extragă această seu. Eu știu foarte bine acțiunile episcopiei care le face ceile românești, consulatul României, toate efortul pe care statul român îl face. Dialogul ăsta trebuie să fie nuanțat și mai ales prin prisma lucrurilor care se întâmplă datorită banilor europeni și românești. Este, din punctul meu, inadmisibil o condiție în care oameni care reprezintă interesele Federației Ruse sunt principalii beneficiari a finanțelor românești și europeni. Da, e un element pe care țineam neapărat să-l menționez. Oamenii din Comrat cu care am discutat au zis că în această campanie electorală, fără a-l numi, este un candidat care încearcă să preia și chipul și mesajele lui Kadyrov. Și după asta am stat și am analizat așa chipurile candidaților și mi-am dat seama. Dacă vă uitați, o să vă uitați la candidații înscriși în cursă, o să vă dați seama despre cine este vorba și dacă îi analizăm mesajele, sunt mesajele lui Kadyrov. Și oamenii s-au prins de chestia asta. Da. Domnul Călgăreanu, eu cred că oferta aceasta, pe lângă faptul, da, noi am făcut o greșeală, dar oferta electorală a candidaților pro-Kremlin este o ofensă pentru poporul găgăuz, mai ales dat fiind și ceea ce ați simțit dumneavoastră, iar educația sau aducerea spre valorile europene a populației din regiune se va întâmpla într-o perioadă mai îndelungată. Din ce înțeleg, s-ar putea să avem o surpriză în care să nu există prezență la vot, tocmai pentru că candidații sunt așa cum sunt. Campania e destul de activă, vreau să vă zic. Campania este, pentru acum, că este o regiune mică, sunt concentrate foarte multe forțe, foarte mulți bani, de exemplu, ceea ce a demonstrat Ilan Șor în regiunea respectivă este că poți lua un om efectiv din stradă, să arunci cu sacii de bani în el și să-i creezi rating și asta este ceea ce s-a întâmplat cu personajul pe care îl susține acest partid, dar probabil noi avem o necesitate să avem televiziuni de limbă rusă calitative care să ofere conținut vorbitorilor de limbă rusă, dar conținut pro-european, astfel ca atragerea înspre valori europene a categoriei date de populație, a vorbitorilor de limbă rusă, să se întâmple într-un termen îndelungat. E bine că o să citez un polițian ucrainean care a spus că
Nimeni nu a făcut mai mult pentru rusofobie decât Putin. El, demonstrându-și ferocitatea armatei ruse în Ucraina, sălbăticia asta cu care se comportă acolo și agresivitatea nemeritată, practic genocid, eu cred că noi putem spune, ei nu omoară populația de acolo în cantități care ar putea fi genocid doar pentru că nu pot, pentru că ucrainenii se apără bine. Da. Dar vedem ura asta ideologică a rușilor față de ucraineni și este un lucru foarte ciudat. Iar oamenii în Găgăuzie văd și faptul că Europa investește sau România investește în acea regiune. Rusia nu a adus un capăt de ață să investească într-un drum sau asta este adevărat, ceva. Dar oamenii spun, dacă îi întrebi, dacă știu cine investește mai mult în regiunea Găgăuză, ei o să spună că Turcia și Rusia. Deși Rusia n-a făcut investiții decât în niște computere. Este foarte ciudat cum televizorul bate frigiderul în da, regiune. Este adevărat. Trebuie să luăm publicitate. Luăm publicitate și revenim cu domnul Groza. Zic așa, îl bieți, una din voi rămâne și pe divan și el altul duce în partea și el altă. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile este atâlei. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, mărirea ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun băut din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să înulțăm nulură de tâmpiți fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrebăm o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă.
și ești așa de rău? N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ești la uliță, ca bunte ca Cernobyl, zona atiușdenie. Prișli suda de pe urși tăi atstăiați svoii prava ca studentă. 3 lei coastă, dar nu urmăm. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperite aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valurile, duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Revenim la discuție și o să intrăm în legătură directă cu Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. Domnule Pistrinciuc, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Da, uitați-vă, noi până acum discutam despre Găgăuzia, am discutat mai înainte și despre situația legată de război, vizita domnului Culeba la Chișinău. O să discutăm un pic mai încolo și despre provocările rusești în care este vizată Republica Moldova. Dar cu dumneavoastră vreau să discutăm un pic altceva și e legat de două evenimente importante. Primul, pentru că există foarte multă discuție la Chișinău pe subiectul legat de această adunare națională din 21 mai și summitul Comunității Politice Europene din 1 iunie. Nu toți înțeleg care sunt avantajele pe care le-ar avea Republica Moldova de pe urma acestor două evenimente foarte importante și eu vreau să vă rog foarte mult pe dumneavoastră să ne explicați simplu pe înțelesul tuturor ce are Republica Moldova de pe urma acestor două evenimente și să le luăm cumva pe rând ca să le tălmăciți pentru oameni. Bun, ce ține de adunarea pro-europeană, cum se spune, deci avantajele sunt pe față. Imaginați-vă ce au citit lumea întreagă, toată Europa și nu doar Europa, despre Republica Moldova în ultimul an de război. Evident că noi suntem în vecinătate imediată a războiului, suntem oarecum, nu o țintă, dar în caz dacă Ucraina nu reușește sau nu reușea, deja aparent este imposibil acest scenariu, atunci cine știe unde se opreau ei, dar noi am văzut că apăream pe hărți și în diferite comunicate cam o dată la două săptămâni care veneau din Rusia, da? Dar în afară de asta, în ultima jumătate de an, cetățenii europeni, factorii decizii, oamenii care conduc Europa, dar și simpli oameni,
Ce au văzut ei? Au venit mulți jurnaliști, au fost mulți care ne-au vizitat, au văzut protestele despre care la noi se spune că sunt proteste artificiale, plătite de partid ușor. Uh-huh. Da? Și acum foarte des oamenii se întreabă, bun, iată e război, am văzut proteste, lumea zice că-s plătite, că-s făcute de un partid pro-rus, pro-război, pro-foame și așa mai departe. Populist, asta e prea complicat. Dar în realitate ce vor oamenii? În afară ca să citești sondaje, că 56%, că 60% sunt pentru Uniunea Europeană, unde sunt oamenii ăștia? Ce vor ei? Și este o ocazie foarte bună pentru cetățenii Republicii Moldova să demonstreze, băi, indiferent de partide, indiferent cine e la guvernare, azi e unul, mâine e altul, dar noi vrem, într-adevăr, suntem un popor european și vrem să trăim în Europa. Adică vrem să trăim acolo unde e pace, da, unde e pace, acolo unde sunt mai mulți bani, adică să fim mai bogați și unde există servicii mai bune. Da? Eu tot timpul aduc un exemplu foarte simplu. În mediu, în Statele Uniunii Europene, au mai puțin oameni de COVID, dacă vă aduceți aminte de așa o epidemie, decât în țările în afara Uniunii Europene. Cu mici excepții. Dar în medie asta este situația. Și atunci, unde vrei tu să trăiești? Deci, normal, cetățenii Republicii Moldova și-au făcut alegerea. Au fost urcușuri, coborâșuri, indiferent de partide, oamenii vor să trăiască ca în Europa. Avem o ocazie unică acum, fiindcă, de fapt, și foarte multe grupuri etnice, diferite comunități, au înțeles, de fapt, că la Est, și spun așa, direcția către Rusia, înseamnă pierzanie, înseamnă moarte, înseamnă război, înseamnă degradare și așa mai departe. Iată, asta trebuie să înțelegem. Noi trebuie să ieșim să ne spunem un cuvânt despre civilizație, ce vrem noi. Da, de data asta ne-a chemat Maia Sandu. Data viitoare poate ne mai cheamă uneori, dar este un exercițiu poate un pic neîndemnatic pentru unii. Am văzut și critici, cum spun eu, pozitive. Eu nu le iau pe cele în seamă toate trompetele rusești sau ce mai sunt amul la noi, ce spun ei acolo, asta e alt subiect. Dar la noi trebuie să examinăm foarte clar că populația trebuie să dea un semn, nu doar odată în 4 ani la alegeri, dar uneori în situații excepționale când noi suntem hărțuiți din toate părțile, bani scumpesc, bani închid gazul, bani sperie cu război în fiecare săptămână, trebuie să te arătăm, dar noi ce vrem. Da. Da. Al doilea lucru pe care oamenii trebuie să-l înțeleagă foarte bine, deci aici e o problemă în genere istorică de comunicare a tuturor partidelor și guvernelor. Nouă când ne spun de la guvern sau de la Uniunea Europeană că Republica Moldova beneficiază de suport bugetar în valoare de 200 de milioane, în total a fost 1 miliard și așa mai departe, tot timpul oamenii se întreabă, dar unde e miliardul ăsta? Sau unde e sutele de milioane? Păi iată, eu vreau să spun cu toată încrederea ce înseamnă acest suport bugetar pe care noi îl primim de la europeni. Și oamenii trebuie să înțeleagă asta. Oameni buni, pensia dumneavoastră, salariul dumneavoastră, compensațiile pentru energetică sunt plătite din bani europeni. Și eu ar zice că aproape necondiționat. Unica condiție pe care ne-o pune nouă europenii este aveți grijă de voi. Aveți grijă să aveți justiție, aveți grijă să aveți un mediu curat, aveți grijă să vă dezvoltați satele. Și uitați, noi vă ajutăm în moment de criză. Asta nu-s bani virtual. Trebuie să înțelegem foarte bine. Republica Moldova este un stat foarte, foarte afectat și de război și avea o economie foarte slabă și înainte de război. A fost prădat foarte mult, probleme demografice și așa mai departe. Astăzi Republica Moldova supraviețuiește în mod exclusiv grație suportului extern. Și nu greșim deloc când spunem că inclusiv pensiile în afară de drumuri și proiecte de infrastructură care sunt vizibile și poți să pui mâna să arăți cu degetul la ele, și oamenii trebuie să înțeleagă. Acești bani nu vin din Rusia sau nu știu din cosmos. Ei vin din Uniunea Europeană. Și al treilea element care este important. Noi, eu, de exemplu, mă rog, citesc și sondaje, mă informez din rețele sociale și văd o foarte mare nemulțumire, inclusiv de la cei prezenți în această emisiune, eu nu sunt cu voi, tot timpul, de ce statul lasă pe oamenii ăștia să fie manipulați, vine cine acolo, marina sau cine și le dă bani și tot poliția îi strânge cu bani și iar apar cu bani din afară. Dar oamenii sunt cum sunt ei, asta sunt demonii și viciile noastre.
Însă este normal, dacă tu ești așa de nemulțumit, păi ieși și tu. Ieși și tu și arată că este și o altă țară în Republica Moldova. Nu doar oamenii ăștia năcăjiți care cad pradă iată manipulărilor pentru 400 de lei sau pentru un transport plătit până la Chișinău. Deci este o chestie civică chiar internă. Dacă primul punct am zis să dăm și noi o imagine în afara țării, să arătăm că suntem europeni, că nouă ne pasă, deci măcar și o chestie internă. Noi să ne simțim, să ne vedem cât suntem noi. Da. Mai ales că nu e o chestie... Da, e organizată de... Apelul a venit de la doamna președinte, eu multe întrebări am logistice, cum are loc chestia asta. Da, da, da. Da. Toți avem întrebările astea. Președinte înainte de asta, atunci erau alte probleme, era o guvern de coaliție, Sfad, Plahotniuc și așa mai departe. Dar contează foarte mult ca un exercițiu de aderență civică și de a demonstra că, uite, noi cei cu viziuni pro-europene, diferite, ne criticăm, ne cotonogim, dar credem în acest deziderat și în această direcție pe care o avem. De ce să credem? Fiindcă noi, grație acestei direcții, supraviețuim. Cu toate, absolut fără nicio rezervă, pot să vă spun că dacă Republica Moldova nu ar fi avut suportul financiar în acest an de război, când practic nouă ne-a sărit de pe fix toată economia, toată logistica, importuri, exporturi, mai adăugăm aici problema demografică, când prima săptămână 60.000 de compatrioți au plecat din țară, atunci deci, au revenit, eu sper că foarte mulți, dar de frică au plecat. Deci atunci, pentru noi, este și o alegere pragmatică, calmă și foarte, cum spun eu, naturală, organică, fiindcă nu avem o altă alegere, noi nu avem de ales. Da. Asta este foarte simplu. Încă un aspect pe care l-am sesizat în spațiu public e legat de felul cum au reacționat unii lideri politici fals pro-europeni sau chiar deloc pro-europeni la acest apel, care au spus că da, o să venim și noi. Și atunci întrebarea multora este ok, în contextul în care nouă ni se vorbește la tot pasul că avem tot felul de provocări de securitate, că Rusia pândește orice moment ca să destabilizeze Republica Moldova. Dumneavoastră nu vedeți riscuri de ciocniri la această manifestație? Riscurile de ciocniri sunt în permanență la orice manifestație. Eu mi-aduc aminte meeting-urile pe care le făcea platforma DA împreună cu PAS-ul în 2018 sau 2019, când în centrul meeting-ului autorizat era partidul șor cu concertul ăla, dacă vă aduceți aminte, dansul ăla macabru care era în centru. Eu mai tare mă temeam de băbuțele cele care dansau acolo, săracele amăgite cu niște mâncare și cu niște bani, decât de mulțimea care era în afară. Sigur că astfel de riscuri sunt, dar aici vreau să spun o chestie, că poliția noastră, eu am fost și de partea cealaltă, chiar și poliția care era prin 2000, începând cu 2015, cam am învățat să intervin destul de prompt și fără mare exces. De exemplu, scoaterea corturilor de pe strada Ștefan cel Mare, după mine a fost un exemplu de pun în practică. Mie îmi place să studiez modalitatea cum sunt organizate și dispersate protestele, fără niciun fel de zarvă, fără niciun fel de aplicare de violență, în jumătate de oră nu mai erau corturi și plus oamenii stăteau pe trotuar și cu zestrea adunată unde se duceau ei. Apropo, dacă n-ați știut, dacă țineți minte corturile care au fost instalate pe strada Ștefan cel Mare, mie mi-a povestit un veterinar cunoscut că erau niște corturi micuțe, dacă țineți minte, așa rotunde. Da, da, corturi da. Pentru animale domestice făcute sunt așa un fel. Deci, din păcate, și aici au economisit. Da. Asta tot vorbim. Noi o să discutăm și în studio următorul aspect de care vreau să vă întreb, ultima întrebare și vă lăsăm în pace. Ele există chestiile astea, dar imaginați-vă că vine un număr foarte mare de oameni, atunci oamenii sunt și ei vigilenți, nu sunt oameni care sunt plătiți. Eu văd că acum se încearcă foarte mult să... Păi da, tabăra asta, tabăra pro-europenilor, într-adevăr... E portul prin faptul de ce a spus primarul Ceban. El e specialist în toate, cum de-am și în cosmos, el de-am ghicește pe stele când o să facă percheziții, dar este un element foarte interesant aici. Ei spun că, iată, instituțiile bugetare le-au fost impuse. Oameni buni, noi trăim într-o era internetului. Astăzi nici nu dovedești să te întorci la stânga, să te scarpi după ceafă, că deja scriu tot despre asta. Dați o dovadă că au fost impuși. Una.
o scrisoare, o înregistrare, noi toți îmblăm cu telefoane, noi toți suntem, astăzi dumneavoastră vedeți, și bârfele devin realitate câteodată. Deci în era asta informațională n-am văzut cineva să posteze, să zică, mai ales că chiar avem libertate de expresie. Voi nu vedeți că orice funcționar poate să iasă, mâine să o facă pe victima, așa mai departe. Deci, nu e chiar așa, deci nu poți aduce tot atâția oameni. Sunt de acord, în trecut erau astfel de practici, dar mă rog, practicile astea depindeau mai mult de cei care organizau, trebuiau să convingă, să facă un pic de persoaziune la nivelul cetățenilor, dar nu poți tu să impui, de exemplu, toți profesorii să iasă la un meeting. Nu mai este, nu da. Mai sunt timpuri. Da. Nu mai... Domnule Pistrinciuc, ultima întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți-ne, cum credeți dumneavoastră că poți să faci această adunare reprezentativă, pe de o parte, pe de altă parte, să facem așa fel încât în scenă să nu apară oameni care nu sunt pro-europeni, ca să zic așa. Sau sunt pro-europeni, de exemplu, cum este domnul Leancă, Iurie Leancă, care a semnat acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și te pomenești că vine domnul Leancă și spune stați că vreau și eu să spun două cuvinte de la microfon. Iată, eu am o dilemă. Eu nu știu cum asta o să se întâmple. Poate știți dumneavoastră sau poate sugerați. Eu înțeleg dilema dumneavoastră și eu m-am gândit la chestia asta și eu am o părere. Eu nu știu dacă așa o să fie sau nu, eu nu știu. Dar mi-am adus aminte de o chestie tare interesantă. Nu mai țin minte, prin 2005 sau 2006, după 2005, în al doilea mandat al comuniștilor, ei au făcut așa la televiziunea națională, așa o istorie, se numea ea ora opoziției. Era o chestie foarte șmecheră, apropo. Au dat o oră opoziție. Opoziția se plângea că nu putea să vină la televizor. Noi vă dăm o oră, voi organizați-vă o oră pe săptămână. Da? Organizați-vă, veniți în studio. Eu am fost atunci la televiziune, odată era la începutul partidului și am fost la o emisiune și am înțeles că asta e o capcană. Când îi lești pe oameni să organizeze, au apărut din 54 de partide cât erau vreo 30. Eu nici nu știam cine sunt oamenii cei. Nu i-am văzut odată, n-am citit un articol, n-am auzit o emisiune. Și ceartă că tu trebuie să vorbești o minută. Eu dacă eram mai tânăr, mi-i spunea că tu mai scurt ai spune mă bună ziua și ai să aștept. Deci cam asta este situația la moldovenii. La fel că numai la nuntă e diferit că nu toți vor să vorbească, vor să ducă acasă mai devreme. Părerea mea foarte sinceră, fără să supăr pe cineva, da, nu știu care scurtă că părerele. Intrăm în publicitate. Nici unul nu trebuie să fie acolo. Nici un politician. Dar cine să fie acolo? De partid. Cine trebuie noi să fie? Noi avem foarte mulți oameni buni. Noi avem artiști, ziariști, scriitori, oameni de știință, tineret, nu știu, militari, ce vreți voi avem. Niciun politician, pentru că la moldoveni nu e posibil să ai, ai spus un cuvânt foarte bun, reprezentativitate. Da. Este imposibil. Oricum, să fie un partid, nu, un partid. Îi trebuie să luăm publicitate, domnule Pistrinciuc. Vă mulțumim tare mult pentru această intervenție. Revenim cu ceilalți invitați după pauză. Da. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru mă arată cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul.
partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele. În fiecare weekend. Jurnal TV. Как произошло? Постреляли, побили. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ești la ulicu, ca будто ca Chernobyl, zona отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крылей класса для моего мам. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperit aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care asta am vrut unul dintre mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile, Valurile, duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în...
casele voastre la Jurnal TV. У него самая высокая раскрываемость в управлении Шевченковского района. Urmăriți seriale de succes produse în Ucraina. Cunoașteți operele regizorilor consacrați din țara vecină și prindeți gustul producțiilor de calitate. Scenarii puteri... Revenim cu ultima parte a emisiunii. La această dilemă am rămas cu discuția cu domnul Pistrinciucă. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum credeți că e mai bine să se procedeze pe data de 21 cu cei care vor să vină să-și spună un cuvânt de la microfonul din piață? Fiecare din noi poate să-și spună numai un cuvânt, dar și să ia o atitudine foarte clară prin prezența. Eu cred că asta este important. Noi toți cei care simțim europenești, să zic așa, cei care au atracție față de valori de libertate, de democrație, de bunăstare, toți trebuie să fim motivați să acționăm, să participăm, să fim prezenți. Eu știu că noi așa suntem obișnuiți cineva să ne spună ceva. Permanent să ne îndrume, să ne spună ce să facă. Da, da, da. Dar eu mi-aduc aminte perioada de regulă bună, era în perioada campaniei electorale, dar diaspora noastră a demonstrat că este foarte creativă. S-a mobilizat. Mi-am dus aminte când a fost campania asta, adoptă un vot. S-a mobilizat, s-a organizat, nu știu, cred că e bine să ne mobilizăm și noi aici acasă. Dacă era subiectul, nu știu, logistic, transport, nu transport, nu știu, haide, nu știu, să lansăm o campanie, hai cu mine în piață, nu știu, hai cu mine bunică, cu mine să mergem împreună. Aspectul ăsta cred că lumea... Dar cu vorbirea de pe scenă... Cine decide cine vorbește? Că înțeleg că nu există, cel puțin, nu știu dacă se discută despre un consiliu... Eu mi-aduc aminte meeting-urile, manifestațiile din Tbilisi, din George. Ați văzut cineva să vorbească? În momentul în care Georgia a obținut, a depus cererea de aderare, în momentul în care Georgia a obținut statutul, țară potențială candidat, când au existat anumite derapaje la nivel de guvern, cum s-a mobilizat societatea, comunitatea, și n-am văzut că o să vorbească cineva neapărat să-i îndrume pe cetățeni. Eu cred că asta nu un pic ne lipsește, noi suntem prea... Noi totdeauna așteptăm cineva să ne spună ceva să facem, dar eu cred că îndemnul președinte este pe către noi, către cetățeni în primul rând și indiferent ce viziune politică avem, că suntem de stângă, că suntem de dreapta, eu cred că noi toți trebuie să... Am fost încurajați să venim să fim prezenți acolo, fiindcă noi suntem de fapt mai mulți decât ceea ce se încearcă să se prezinte prin diferite acțiuni politice, concertate, organizate, de felul cum au fost organizate. Dar nu pe asta. Noi suntem o țară candidat pentru a deveni membri Uniunii Europene. Întotdeauna am avut o majoritate a cetățenilor care și-au dorit acest lucru, dar spațiul nostru informațional este expus dezinformării, propagării. Avem și o parte din cetățeni care sunt ancorați puternic încă în spațiul estic. Războiul a schimbat foarte multe lucruri în percepție, inclusiv acestor cetățeni. Și mesajul președintei a fost unul de solidarizare, de unitate și este un mesaj pozitiv. Și eu cred că ce trebuie să ne preocupe pe noi, cum să ne manifestăm acest lucru. Iar să vorbească, nu știu, să vorbească liderii de comunitate, oameni de cultură, influencerii, cred că oamenii care nu sunt politicieni, oamenii care nu se asociază cu politicul, fiindcă noi trebuie să tragem lecțiile inclusiv din trecut, atunci când subiectul integrării europene s-a politizat excesiv și a fost, din păcate, discreditat prin lucrurile care s-au întâmplat în spate. Cetățenii noștri au trecut prin această perioadă. Uite, am revenit la un sprijin destul de important, în momentul în care pentru noi toți a devenit clar că aderarea la Uniunea Europeană nu mai este o iluzie, cum se încerca să fie promovată de unii, dar devine o realitate. Deci noi suntem țară candidat și noi ne vom deveni membri Uniunii Europene și atunci mai mulți cetățeni au devenit mai încrezuți că asta este posibil. De asta, eu cred că, evident că președinta este inițiatorul acestui eveniment. Responsabilitatea de a organiza acest eveniment devine președintei. Am auzit foarte multe discuții despre comitete de
Așa, organizare. Da. Eu nu știu dacă asta este neapărat oportun. Instituțiile statului care se ocupă de securitate, ordinii publice, trebuie să asigure securitatea ordinii publice. În rest, noi ca și cetățeni trebuie să ne manifestăm, să participăm, să ne mobilizăm. Și aici vorbesc și de mass media, și de societatea civilă, și de oameni din comunități la nivel local. Să ne mobilizăm, să ne organizăm, să participăm. Și eu cred că deja cine va vorbi de pe scenă, mai puțin important pentru mine ca și cetățean, cu siguranță eu nu vreau să văd politizarea acestui eveniment. Eu nu vreau să văd lideri politici care vorbesc cu acest lucru. De asta suntem toți. Cum să zic? Asta nu înseamnă că liderii politici care și-au declarat participarea nu trebuie să... sau trebuie cumva să se interzică participarea lor. Invers, nu. Eu cred că dacă și-au manifestat intenția să vină, să vină, să participe. Asta era, că în mulțime au să participe, toți. Dar eu sper să nu ajungem iarăși la... la abordarea asta noastră tradițională, cum cine ia microfonul, cine în fața mese, cine lăturaș, cine nu știu ca ce. Ca la nuntă, da. Eu zic, e momentul să depășim toate lucrurile astea, e momentul în care noi putem pur și simplu prin prezență să arătăm, că suntem mulți, suntem mai uniți și să îndemnăm politicienii să nu ne dezbine pe noi. Asta nu este campania electorală. Deci dacă vor să dezbată lucruri politice, să o facă. Și să uite la oamenii care să vină acolo și să vadă că ești mai mulți decât ei și încercările lor de a politiza procesele astea. Da, puțin timp mai avem și vreau să vorbim și de câteva provocări rusești la care am asistat în ultima vreme și vorbim de expulzarea unui diplomat rus din Republica Moldova, urmată de expulzarea unui diplomat moldovean de la Moscova de către autoritățile ruse, concomitent cu interdicția impusă unor deputați, la trei deputați, dacă nu greșesc, din Parlamentul Republicii Moldova și a Ministrei Afacerilor Interne de a merge în Rusia. Vreau să ne spuneți, pentru că am văzut tot felul de declarații legate de comportamentul acelui diplomat rus pe aeroport și nimeni nu vrea să ne spună ce anume a făcut omul acela acolo. A sărit la bătaie, a înjurat, ce s-a întâmplat pe aeroport? Da, deci din lucrurile pe care le-am aflat, am discutat cu mai multe persoane care sunt în cunoștință de cauză. Înțeleg că intenția acelui personaj politic rus de a veni în Republica Moldova a fost anunțată. Lui a fost comunicat că nu vei putea intra în țară și nici nu te porni. Așa. El, cunoscând acest lucru, a sfidat comunicatul autorităților moldovenești și a venit, s-a prezentat. Nu a ieșit, nu avea cum să iasă din avion pe teritoriul țării, practic, a fost înștiințat că pleacă, s-a văzut cât de relaxat a stat în avion și a făcut acel... Deci el nu era stresat că nu îi se împlinește scopul. În tot acest timp, la aeroport au venit doi reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse, care sunt acreditați să viziteze zona de sosiri a aeroportului și au depus efort extrem de obraznic, au depus presiune pe ofițerii poliției de frontieră, au făcut scandal, practic, au fost scandalagioși, ca să permită intrarea. Deci a fost o sfidare crasă. Cunoscând că nu vor putea intra, ei au venit și au făcut spectacol acolo și au fost extrem de obraznici. Iar noi, statul, ne respectăm ofițerii care protejează statul și pentru felul în care acel diplomat a procedat, noi am decis foarte clar să-i spunem că trebuie să plece acasă. Dacă amândoi au făcut gălăgie și scandal pe aeroport, de ce a fost deportat numai unul? Înțeleg că unul a fost mai activ decât altceva. În sensul ăsta. Ok. Bun. Și urmare a acestui incident, am văzut inițiativa dumneavoastră de astăzi,
adresarea către Ministerul de Externe de a asigura paritate numerică între diplomații noștri în Rusia și cei din Rusia în Republica Moldova. Înțeleg că rușii au 40 de diplomați, ați spus dumneavoastră, plus personalul tehnic și familiile. Noi avem 6. Am avut 6 sau mai avem 6. După expulzarea... Avem 6 poziții, una a fost expulzată și nu a fost încă... Deci, practic, avem 5 oameni. 5 oameni aveam acum. În Federația Rusă. Bun. Uitați, este foarte Haideți important... Haideți să clarificăm aspectul ăsta. Este foarte important să comunicăm, eu cred că oamenii își dau bine seama, ambasada Federației Rusie în Chișinău este o centrală de spionaj care lucrează nu doar împotriva Republicii Moldova, ei lucrează și împotriva statelor NATO, împotriva altor ambasade, altor reprezentanți diplomatici acreditați pe teritoriul nostru. Tot timpul m-am întrebat de ce așa mare ambasada Rusiei, ce fac ei acolo? Au niște poduri foarte tehnologizate, se văd tot felul de chestiuții foarte tehnice, antene de tot felul. Da. Deci este o centrală de spionaj foarte puternică. Acei 40 de... Deci, de obicei, dintre personalul acreditat în orice țară, rușii au cam 35-40% reprezentanți ai serviciilor lor de spionaj. Pe lângă 40 de diplomați, de obicei, mai sunt tot cam atâția personal tehnic acreditat. Ei toți vin cu soții, deci sunt persoane acreditate ca soția secretarului atâta a secției cutare. Mai avem Rossotrudnicestvo în Republica Moldova. Acolo tot sunt reprezentanți diplomatici. Mai avem serviciilor de migrare, de migrație, dacă nu greșesc. Avem acel consulat ilegal la Tiraspol, unde au intrat în țară și nu au fost acreditați, dar nu au ieșit un număr de ofițeri cu pașapoarte diplomatice, care nici nu au fost acreditați, dar se află ilegal pe teritoriul Tiraspolului. Deci, Federația Rusă a fost tot timpul extrem de obraznic în folosirea acestui mecanism de acoperire diplomatică, de deținere a pașapoartelor diplomatice și a se implica în treburile interne ale Republicii Moldova. Ne aducem aminte, Serviciul de Informații și Securitate a prins un reprezentant diplomatic cum storcea date din fostul polițian Bolbocean. Ah, da. Deci și pe Bolbocianu a încercat să-l curețe de imagini un anumit jurnalist, să spunem așa, a încercat, care mai târziu s-a dovedit. Deci, Federația Rusă a fost tot timpul foarte creativă în folosirea diplomaților. În Republica Moldova au încercat să intre inclusiv persoane care au fost declarate indezirabile pe teritoriul statelor europene pentru spionaj. Deci, ei trimit și astfel de persoane descoperite. Eu pot să spun cu siguranță că activitatea persoanelor cu acoperire diplomatică este un pericol pentru securitatea Republicii Moldova și este bine să vorbim nu despre o expulzare, dar despre aplicarea principiilor articolului 11 a Convenției de la Viena, care prevede acest principiu al parității, adică a egalității numărului de diplomați între două state. O întrebare firească. Noi cum am ajuns în această situație 40 la 6? Faptul că niciodată politicienii Republicii Moldova niciodată nu au ridicat capul. Ce se ordona de la Moscova, aia făceau, ei veneau pur și simplu și spuneau, noi am mai deschis două poziții de tipul ăsta și uite, aceștia sunt diplomații. Și așa se întâmpla până în prezent.
Acum eu cred că noi trebuie să discutăm despre paritate. Noi trebuie să ajungem, este un mecanism totalmente legal, asta nu trebuie să ducă la escaladare. Șase diplomați ai Republicii Moldova în Moscova reprezintă zeci de mii de cetățeni moldoveni care se află acolo, le prestează servicii consulare. Federația Rusă nu are mai mulți cetățeni în Moldova decât aveam noi acolo, respectiv nu au nevoie de, de o listă de personal atât de stufos. Iar paritatea în adresa Federației Ruse a fost aplicată și de către Cehia atunci când în 2017 s-a descoperit că exploziile la un depozit de muniții din Cehia au fost organizate de către militari GRU. Dacă nu greșesc, unul dintre ei încă a folosit și un pașaport fals moldovenesc. Deci atunci Cehia a impus această paritate, iar Federația Rusă, la rândul ei, a impus necesitatea de paritate în adresa ambasadei Statelor Unite în Moscova. Deci la un moment dat Statele Unite aveau mai mulți diplomați în Rusia pentru că ei procesau vizele, cetățenii ruși cereau mai multe vize americane decât cereau americanii vize rusești, respectiv era nevoie de un personal. Ce se întâmplă dacă Ministerul de Externe face această solicitare Moscovei și Moscova o ignoră? Noi ce putem să facem cu acești diplomați care sunt mai mulți? Și de pe teritoriul ambasadei. Stea încuieți acolo și ce să facă mai departe? Nu, eu nu cred că uzuanțele presupun că cineva se ascunde. Dacă se face tipul ăsta de decizii, de declarații, atunci trebuie să plece. Vreau să... Eu înțeleg intenția domnului deputat. Este într-un context prin care parcurge astăzi Republica Moldova și este clar că Rusia întreprinde mai multe acțiuni neprietenești în raport cu Republica Moldova prin implicare în afacerile noastre interne, prin acest elemente de, nu știu, de agresiune hibridă foarte clare, inclusiv de conspirate de jurnaliști de investigație, de cum te-a văzut planurile de influență și așa mai departe. Și, într-adevăr, principiul de paritate este unul aplicabil, dar el, iarăși, trebuie privit într-un context un pic mai larg. Dacă să mergem pe aplicarea principiului de paritate, atunci ca instrument de răspuns, da? În cazul ăsta este un instrument de răspuns în cazul Federației Ruse. Dar sunt probabil și alte mecanisme. Eu sunt sigur că serviciul de informații dispune de toate informațiile legate de diplomații sau serie de servicii de securitate a Federației Ruse care acționează în Republica Moldova sub protecția diplomatică. Ca să fie clar, sunt ofițeri de securitate care, din câte eu înțeleg, din câte cunosc, ofițeri de securitate care sunt declarați care acționează în Republica Moldova. Din câte eu înțeleg, problema asta nu ține de ei, dar ține de cei care sunt sub acoperire diplomatică, nedeclarați. Și atunci, dacă există aceste persoane, este rigor inclusiv de declararea persoanelor indizerabile sau declararea persoanelor non-grate, așa mecanism s-a aplicat până acum. Dacă există așa informație, atunci autoritățile... Tipul ăsta de declarare a unei persoane indezirabile duce la un răspuns simetric. Oricum, abordarea de paritate care a aplicat-o Cehia, i-a urmat cu un răspuns din Federație. Deci, Ministerul de Externe Federației Rusiei oricum va veni cu un răspuns și va fi unul care va încerca să ne afecteze interesul nostru acolo. De asta și zic, este important noi să venim cu un răspuns bine argumentat, bine fundamentat și dacă avem suficient de evidențe, și eu cred că există aceste evidențe, atunci să avem, toată diligența să le punem în aplicare. Sau, în același timp, dacă aplicăm abordarea pe care o propune domnul deputat, evident trebuie să înțelegem că oricum vor. Deci, faptul că se aplică principiul de paritate, asta nu înseamnă că nu va exista o reacție din partea Federației Ruse. Va exista. Noi nu știm care va fi ea. Da. Dar este o modalitate diplomatică de a răspunde, așa cum a făcut-o Cehia, spre exemplu,
dar ziceam că există și alte modalități, eu sunt sigur da, că le pot nu fi mai analizat. Avem timp, doar o singură concluzie de la domnul Țicu. Am văzut reacția supărată a domnului Năntoi, care spune că cred că ar trebui să ne gândim la introducerea vizelor pentru ruși. Credeți că e ok? Dar Rusia are atâtea instrumente de influență în Republica Moldova încât, uitați-vă, doar actorii politici pe care îi reprezintă. Rusia a avut guvern în Republica Moldova până în 2021 și majoritate parlamentară. Deci eu chestiile astea le înțeleg și ele sunt salutabile, dar noi trebuie să ne concentrăm global la lucrurile care scurt, le facem în raport. Scurt, toată lumea trebuie să meargă 21, deci mai, pentru că este o chestiune de o ciocnire a civilizațiilor, cum spunea Huntington. Ori suntem cu 9 mai, ori suntem cu 21 mai. Deci lucrurile sunt foarte simple și clare. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să aleagă într-un viitor putinist sau într-un viitor european. Da, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. O seară frumoasă!